Drumul județean dintre localitățile Malovăț și Marga este un adevărat calvar. Asfaltul abia dacă se mai vede, iar zeci de cratere apărute în carosabil pun la grea încercare nervii șoferilor. Ne stricăm mașinile, drumul e destul de prost, să vede cum este. Ce ziceți? Se va mai face vreodată? Cred că nu. E dezastru până la Godeanu. Mai rezistați pe un astfel de drum cu mașina? Mai rezistă mașina? Mașinile, păi nu ne întreabă nimeni de costuri și de toate astea. Scăpăm de una de mâncă cealaltă. Mai sus, Bobaița, e și mai rău. Dacă puteți merge așa acolo să filmați ca să vadă țara. E jalnic drumul. Nu știu ce o să fie la iarnă. Sunt aici câteva gropi unde până la gât ajungi. Aveți mașină mai înaltă, 4x4, dar nici asta nu cred că rezistă. Se duce și asta, se duce. Că și are bux, are rotule, are de toate. Se duce și asta. Nu o să reziste nicio mașină. O șansă ca drumul să fie refăcut a fost. În luna aprilie, guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu a alocat mehedințiului banii necesari asfaltării. Imediat ce Ponta și USL s-au instalat la guvernare, banii pentru asfaltarea drumului au fost retrași. S-a venit guvernanță ăștia care au venit acum, mafioță ăștia de acolo, nu vor să facă nimic. Eu sunt nenorocit rău ăștia. Să facă drumul, doamnă, și altceva ce posibil. Să-și dea demisia urgent că nu-i capabil să conducă țara asta. Premierul României să-și dea demisia. Da. Și toată clica lor de acolo, așa. Ăștia n-au făcut nimic bun. La atât au știut să-l dea jos pe Băsescu și restul nimic. Asfaltul este complet distrus și nimeni nu s-a îngrijit nici măcar de semnalizarea gropilor, care reprezintă un real pericol pentru șoferi. Oamenii mai au acum o singură speranță. Groapa respectivă, vă rog să o filmați, are peste un metru. Imaginele se pot da peste cap. Sper că imaginile dumneavoastră vor ajunge acolo unde trebuie și se vor lua măsuri urgente, fiindcă drumul este practic impracticabil. Tronsonul de drum respectiv se află în administrarea Consiliului Județean Mehedinți. Președintele Adrian Duicu nu a suflat însă o vorbă despre investițiile necesare județului, așa cum este și acest sector de drum.